Bună ziua, dragii mei, și bun găsit la un nou etalare. Vă invit astăzi la balanță, cei născuți în balanță sau au ascendentul în această zodie pentru luna octombrie 2020, balanța, ce se poate întâmpla în viața dumneavoastră. Voi începe această etalare cu un mesaj de la îngeri. Îngerii vă asigură că totul va fi bine. Dacă sunteți stresați într-o anumită privință, îngerii vă transmit că totul va fi bine. Nu aveți de ce să fiți stresați, nu aveți de ce să vă simțiți depășiți de situație. Totul se desfășoară exact cum trebuie să se desfășoare. Iar voi s-ar putea în acest moment să nu vedeți binefacerile ascunse ale situației în care vă aflați. Este o situație destul de tristă, o situație destul de stresantă pentru câțiva dintre voi sau o idee repetitivă care vă vine și nu vă dă pace. Și este destul de stresant în acest sens, dar planetele sunt aliniate în direcția bună pentru voi și totul va fi bine. Dumneavoastră veți înțelege aceste binefaceri ascunse ale situației acesteia cât de curând, da? Haideți să vedem ce altceva mai putem afla pentru balanță. Văd aici că dacă sunteți femei, vă gândiți la un bărbat, un bărbat destul care are o importanță deosebită în viața dumneavoastră. Dacă sunteți bărbat, vă gândiți la voi, vă gândiți la planul profesional foarte mult, aveți o decizie de luat. Să știți că dacă lucrați și vă aflați la job și sunteți îndoiți de situația respectivă în care vă aflați sau de ce se va întâmpla, să știți că lucrați pentru o întreprindere foarte bună. Nu trebuie să aveți dubii în această privință sau cel puțin șeful, dacă mulți văd că aveți un șef, da? O energie masculină poate să fie foarte bine și o energie feminină, este o persoană bună. Deci întreprinderea respectiv, locul respectiv este bun. Deci totul merge bine pentru voi în acest moment. Cărțile vă îndeamnă ca voi să vă urmați visul, visele, să faceți ceva ca să vă lărgiți orizontul sau ceea ce, dacă lucrați pe cont propriu, de asemenea, veți fi extrem de creativ, sunteți optimiști, veți avea foarte multă energie, trebuie doar să lăsați creativitatea să se să iasă la iveală, să nu vă fie teamă să fiți creativi. Vă concentrați foarte mult pe o recompensă pe care vreți să o primiți în urma eforturilor depuse la muncă. Dacă șeful, șefa vă recunoaște sau dacă aveți o mărire de salariu, faceți tot posibilul ca să aveți aceste beneficii, o primă, ceva, sau dacă dumneavoastră lucrați pe cont propriu, să știți că veți reuși. Luna octombrie vă veți simți foarte bine. Ceea ce veți face dumneavoastră, lucrați în mod independent, n-aveți nevoie de ajutorul nimănui și vă veți simți foarte bine. În schimb, pe plan sentimental, văd că aveți niște temeri, niște frici. Frica dumneavoastră este fie că nu găsiți o persoană care să intre în viața mea, în viața dumneavoastră, mai ales pentru balanțele singure, sau vă imaginați cele mai negre scenarii în ceea ce privește viața dumneavoastră sentimentală.
Iar în luna octombrie vă văd stresați, vă văd îngândurați, vă văd cu teamă, vă văd că vă treziți noaptea din somn sau somnul este întrerupt, nu vă văd odihniți. Pentru că lăsați toate aceste probleme pe plan sentimental să acapareze un loc mare în viața dumneavoastră, însă nu trebuie să vă gândiți așa. Este exact faceți din țânțar armăsar. Vă este teamă fie că partenerul, partenera vă înșeală sau etc. Nu. Faceți din țânțar armăsar, mai ales persoanele care sunt în separare și se gândesc la persoana de care sunt separați. Aveți tot felul de scenarii. Nu. La job, dumneavoastră trebuie să fiți prudenți, să faceți mișcările pe care le veți face, să le faceți cu inteligență, să nu fiți impulsivi, să fiți atenți la detalii foarte mult și să fiți buni cu cei din jurul dumneavoastră. Să nu existe nicio doză de agresivitate, să zic așa, verbală sau agresivitate în inima dumneavoastră, metaforic vorbind, că nimeni nu este agresiv, dar metaforic vorbind, trebuie să fiți destul de prudenți. Ceea ce mai văd de altfel este că aveți un vis al vostru. Pentru balanțele cele care, femeile care își doresc să aibă un copil, sunteți triste pentru că nu vă reușește acest lucru. Pentru aceste femei, alte persoane din balanță, nu vă reușește ceva legat de un drum, o călătorie. Sunteți supărați că planurile dumneavoastră nu funcționează așa cum le-ați prevăzut. Vi se pare că nu mai aveți idei, că nu mai sunteți creativi, când nu este adevărat, și nu sunteți recunoscători. Ar trebui, eu nu vă acuz pe nimeni, da? Însă doar spun ce simt. Ar trebui dimineața, în fiecare dimineață, pentru ca să vi se îndeplinească aceste visuri ale dumneavoastră, vise, da? Trebuie să fiți recunoscători în fiecare dimineață, pentru că dumneavoastră vreți, vreți și cereți Universului în continuu câte ceva, însă trebuie să vă puneți problema în luna octombrie, ce puteți oferi dumneavoastră Universului? Ok, vreți, vreți, dar ce puteți oferi? Iar ceea ce puteți oferi dumneavoastră este gratitudine, este mulțumire, să mulțumiți, să mulțumiți că sunteți binecuvântați, să mulțumiți că Universul, Dumnezeu, Îngerii, Iisus, Fecioara Maria, cine vreți dumneavoastră, că v-au adus binecuvântări în viață. Să fiți mulțumiți cu ce aveți și să mulțumiți pentru ce aveți. Să fiți recunoscători. Ceea ce vă este util este spiritul dumneavoastră impulsiv, este critica, autocritica pe care vă faceți vouă. Așa vă impulsionați, așa mergeți mai departe, așa reușiți, așa perseverați, așa învățați din greșeli. Ceea ce este bine este că veți construi, mai ales pe plan sentimental sau profesional, veți construi din opinii diferite. Din dezacord dumneavoastră veți, atât cu voi înși vă, cât și cu cei din jur, veți crește și mai mult. Pentru că atât voi, cât și persoanele cu care aveți de-a face sau persoana cu care aveți de-a face, sunteți extrem de ambițioși. Această ambiție va avea o parte pozitivă pentru voi în luna octombrie, dar prudenți, prudenți, deci să fie o discuții constructive, da? Discuții contradictoriu, dar constructive. Foarte multă gelozie, foarte, foarte multă gelozie, dar mai ales pe plan sentimental, dar este o gelozie folositoare. Ceea ce, dacă dumneavoastră aveți acte de semnat sau orice aveți de făcut sau cu justiția, legătură cu un proces anume, cu guvernul, orice aveți dumneavoastră, trebuie să fiți atenți. Trebuie să fiți atenți la detalii, trebuie să fiți atenți la ceea ce semnați, atenți la ceea ce scrieți, atenți, atenție și atenție și atenție, pentru că
veți termina prin a câștiga, veți lua decizii sau cineva va lua o decizie justă și obiectivă pentru dumneavoastră. Câțiva dintre voi din exteriorul dumneavoastră veți primi un ajutor. Un ajutor, așa cum v-am zis, la serviciu, o primă, da? Talentele dumneavoastră vor fi recompensate, va trebui să spuneți lucrurilor pe nume, dar într-o manieră frumoasă, să spuneți ceea ce aveți de spus, dar, așa cum v-am zis, într-o manieră constructivă. Va fi cineva în luna octombrie care vă va lua partea. O energie masculină simt, și această persoană vă va ajuta într-un mod la care dumneavoastră nu vă așteptați, da? Vă va proteja. Cineva din anturajul dumneavoastră pe plan sentimental se va elibera de un trio. Da? Va spune la revedere unui trio, va realiza persoana respectivă că acest trio pe care și l-a dorit nu a fost cea mai bună alegere pentru fericirea sa. Și că ceva nu a meritat efortul acestei persoane. Puteți fi dumneavoastră cei care vă îndepărtați de acest trio, da? Ceea ce trebuie să faceți dumneavoastră este să știți, este că va trebui să acționați în momentul în care o persoană nouă va intra în viața dumneavoastră. Mulți dintre voi veți cunoaște o nouă persoană, o relație pasională, va fi o dragoste la prima vedere, dacă îmi permiteți să zic așa, dar dacă nu vedeți această persoană sau voi sunteți perturbați de o altă persoană cu care nu mai sunteți, de un ex, o exă, da? Nu veți vedea persoana care poate să intre în viața dumneavoastră. Și văd comunicare sau cineva cu care n-ați mai comunicat de mult, iată că va comunica cu voi în această lună octombrie. Va fi o comunicare rapidă, parcă nu vă așteptați la lucrul acesta, dar există posibilitatea să revină în viața dumneavoastră persoana aceasta chiar. De care sunteți îngrijorați în acest moment sau veți fi în luna octombrie, însă în orice caz cineva în anturajul dumneavoastră vă dorește, iar în luna octombrie va emana anumite energii care vă vor pune un pic să vă gândiți dacă sau nu să acceptați această ofertă a acestei persoane, însă, repet, trebuie să intrați în acest joc, da, al persoanei respective sau să acceptați invitația persoanei respective. Ca și energii zodiacale, văd o persoană născută toamna sau primăvara în leu, poate fi balanță de asemenea. Dragii mei, cam aceasta este etalarea pentru voi, pentru luna octombrie. Sper să fie aflate elemente interesante. Vă mulțumesc din suflet pentru vizualizări și vă aștept cu drag la alte etalări la fel de frumoase. O lună octombrie impresionantă vă doresc. La revedere, dragii mei!